dacă ar fi să facem o retrospectivă a tot ceea ce el și-a scris despre Valea Jiului, despre istoria noastră, cred că putem să spunem fără niciun fel de reținere că faptul că Marian Boboc este cel mai prolific scriitor în acest domeniu al Valei Jiului, pe de o parte, iar pe de altă parte, munca lui, cu siguranță, la un moment dat, va fi și apreciată la adevărata valoare, pentru că, deocamdată, în România, valorile încă nu sunt apreciate așa cum se cuvine. Și chiar am avut o discuție la un moment dat, la una dintre cărți, faptul că greva din 77 de la Rubeni nu apare, cel puțin în ultimii 23 de ani, nu apare la un același nivel, dacă nu mai important decât Brașov 87, și cred că prin munca pe care o face și toți ceilalți, poate vom reuși să schimbăm și această imagine de dreaptă cu Valea Jiului, pentru că atunci eu cred că a fost un semnal foarte important dat regimului din vremurile acelea. Și România, dacă astăzi este unde este, cred că o mică părticică sau scânteia de început a fost la Rubeni. Încă o dată, eu vă felicit pe Marian Boboc, îi doresc cât mai multe apariții de acest gen și dacă el este mulțumit în sufletul lui pentru ceea ce face, pentru că n-ar putea să facă acest lucru, dacă n-ar pune suflet în toată această activitate, dacă el este mulțumit, atunci și noi suntem mulțumiți că el este mulțumit. Și propun să trecem la acțiune. Noi am venit de la Biblioteca Municipală, unde astăzi am inaugurat, să spunem așa, într-un cadru festiv, o colecție de inedite pentru județul nostru pe care l-am donat, un fond de revistă culturală pe care l-am strâns din 1984. Deci cine va vrea să consulte presa culturală din 1984 în prezent, va trebui să vină în Petroșan la Biblioteca Municipală. De ce toamna Bobocului? Nu am foarte multă lume m-a întrebat de ce toamna Bobocului. Manifestarea aceasta am gândit-o anul trecut, dar din motive personale triste n-am putut să pun în practică. Când am împlinit 45 de ani, mi s-a părut că, deși eu sunt născut în august, poate potrivit era mai vara indiană, dar am zis că e o chestie prea comună și atunci am spus toamna Bobocului. Pentru a pune în operă ceea ce am gândit, am spus că nu pot să fac decât cu prietenii mei. Prietenii mei din țară, prietenii mei din Valea Jiului. Un prieten a fost Costel Avram, care prin Asociația Rosa Multiplora a susținut necondiționat și apariția cărții și toată manifestarea. Și un alt prieten, domnul primar, care m-a susținut tot timpul și Consiliul Local și Primăria Petroșan, m-au susținut tot timpul când am avut o carte despre Petroșan de cea o trecea de tipografie. Prieteni sunteți și dumneavoastră, pentru că cred că pentru prima dată un autor chiar îi cunoaște pe toți în sală, ceea ce pentru mine e o mare bucurie. Vreau să vă spun că au venit aproape toți pe care am invitat. Prieteni sunteți cu toții, dar mai prieteni nu e literatura, ca să spun așa. Și ar vrea să începem să trec de latura protocolară și... Da. Da, mă rog. Aș vrea să trec de latura protocolară și când să trec de latura protocolară, ca să nu mai îngrăm niciodată, deci, o dată, ca și președinte la Rosa Multiplora, mă felicit că am putut astăzi, cu Marian Boboc, să ajung prietenii de Zului și să facem și altceva astăzi la Petroșani. Vorbeam dimineață, la micul dejun cu domnul Florin Iaru, că Valea Jiului și Petroșani nu este reprezentată numai de cele două personaje foarte mediatizate din Valea Jiului.
Regiunii poate fi reprezentată și de acte de cultură care se pot face și astăzi aici la Petroșani. Vorbeam și cu domnul început de Petroșani și cu domnul Iaru, iar domnul Iaru, nu i-am zis, dar acum cred că avem prin surprindere, poate să ne reprezinte și poate fi un ambasador al VJ-ului. N-am mai fost de 95 în povestea în așa fel de... Și eu cred că astăzi venind aici la noi, la Petroșani, dacă acum va veni în 20 de ani, de acum va veni în fiecare an și mi-a povestit că va veni la iarnă, la schimb. Veniți, domnule, eu vă invit acum. Nu cer să fie. Și au zis, dar atunci, și încet puteți să fiți un ambasador și să arătați că ce nu s-a schimbat Petroșani și ce e pe aici în Valea Jiului. Vă mulțumesc mult! Și cu orice manifestare de telefonul meu, vezi, nu-i un fel. E vorba să mă deranjez tu mai multe. Orice manifestare trebuie să înceapă cu acum. De aceea rog pe mine, mă spune de prieteni și scoate la afară. Îl rog să prezinte în formă pilot al primei reviste de cultură, avem ideea artistic, dacă vom reuși că el se ocupă de ea, dar este a tuturor, revista, a tuturor cei care scriu, să impunem acest produs cultural pe gheață, cred că va fi prima revistă din județul Hunedoara, de o apariție constantă, că de poate să vizite la o revistă literară din județul meu. Dar despre bagoatarurile adultului, las chiar pe maestru să povestească, eu s-au ocupat de ea. Bună ziua! Orice revistă literară sau ca orice publicație este o operă colectivă și înainte de a trece la chestiunile concrete legate de felul în care am conceput împreună cu Marian Bogor această revistă, vă spune o mică istorioară. Se spune că un generos om cheamă la masă foarte multă lume și îi asigură că masa va fi îmbelșugată. Dar, în același timp, îi roagă, pentru că stătea cam prost cu băutura, să ducă fiecare o carafă de vin și să o pună într-un butoi comun. Un invitat mai șmecher și-a zis că dacă aduce o carafă cu apă și o va turna în butoiul cu vin, nu se va observa faptul că vinul este diluat de la câți invitați erau. Se termină masa și gazda îi invită pe toți să se servească cu vin din butoiul comun. A observat cu surprindere că toți au băut apă. Toți au venit la fel ca și invitatul de care v-am spus. Asta este și cu revista literară. Dacă cei care sunt invitați să colaboreze aduc apă, vor da apă. Dacă vor aduce vin, vor avea parte de o masă îmbelșugată și de un festin la fel de plăcut și după ce se termină bucatele. Ideea acestei reviste am pus-o la cale cu Marian Boboc și am zis să completăm o lacună a tuturor revistelor literare din țară. Dacă le iei frontispiciu, dacă le iei data și localitatea de apariție, le poți confunda foarte ușor. Pentru că se publică unii pe alții și nu au o idee coerentă despre ceea ce ar trebui să facă pentru zona respectivă. Dar nu există specificul local, nu există scriitorii locali ilustrați corespunzători în respectiva revistă. Noi am vrut să umplem acest gol și, în plus, să le dăm cititorilor o mulțime de argumente ca să ne citească. Și am plecat de la o anchetă literară din Interbelly, care spunea dacă scriitorul trebuie să mănânce de două ori pe zi. Marian Boboc a adus-o în actualitate și am întrebat oameni de azi dacă trebuie să facă acest
lucru. Și dacă pot să-l facă. Și cum pot să-l facă. Al doilea rând am zis că ar trebui să cultivăm interviuri ca o specie în care, pe o suprafață mai generoasă, să un scriitor important să se poată exprima despre ceea ce crede și el despre literatură, despre felul cum trăiește, despre felul în care gândește. Iar o a treia idee a fost de a cultiva reportajul literar și Marian Dovoc a descoperit un prim reportaj scris de o femeie despre o zonă foarte aspră, bărbătească, și nu a rezultat o proză feminină, și din potrivă s-a adaptat mediul. Pe lângă aceste trei idei de forță pe care am vrea să le continuăm, am invitat scriitori și din afara jurului și din Valea Jiului să scrie scurt, pe dimensiunea a două pagini de revistă, să conlucreze împreună în spiritul a ceea ce v-am spus la început. Aici ne-am ghidat după un principiu care este foarte drag francezilor, că niciodată nu se știe cine pe cine onorează. S-ar putea ca cei din afară, scriind pentru o gazetă din Valea Jiului, să aibă impresia că ne onorează pe noi, în același timp se onorează pe ei, și scriitorii din Vale să poată fi la înălțimea celor pe care îi invităm din afară. Asta în ideea că această revistă nu trebuie să devină o revistă provincială. Despre avantajele financiare și lucrurile concrete ce țin de editarea periodică a unei reviste, nu e cazul să vorbim acum. Numele de viitoare vom dezbate și această chestiune. Revista semnalează cele două apariții editoriale ale lui Marian Dovoc, ceea ce înseamnă că este ancorată chiar în realitatea de zi cu zi a Văinjiului. Îi felicit pe organizator că au avut această idee a festivalului de autor, care să vrea o idee generoasă de a aduna împreună atâta lume, și cititori, și scriitori, și mai ales că face un act peste timp, invitând poeți după 20 de ani, care este și titlul volum pe care l-am făcut și noi după 1977, să vedem cum a evoluat Valea. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Acum avem un număr pilot și un tiraj pilot ca să distribuim invitațiilor, iar în zilele următoare domnul Jean Băileștanu, fiind eliberat de povara tipăririi contractul momentul a două cărți, ne va scoate și restul tirajului. Vă mulțumesc! Pentru aceeași peisaje al revistelor și astăzi, după cum am anunțat, Prăbăria Preistoriei a ajuns la numărul 200. Este un supliment al ziarului Voiei Jiului, pe care eu l-am făcut, să spun așa, din perioadă, și e o joacă foarte periculoasă care m-a apărut. N-am găsit niciodată că voi ajunge la numărul 200 cu această Prăbărie Preistoriei. Meritul principal, în afara realizatorilor și colaboratorilor, de aici nu am foarte mulți, îi aparținul Cătălin George, directorul ziarului Voiei Jiului, care a reușit să găsească resursele financiare, susținerii nu numai a Prăbăriei Preistoriei, a Școlii și Cultură, și a amănuitor publicații de copil, fapt care singularizează și individualizează ziarul Voiei Jiului în peisajul presei, cel puțin în Dorenă, dar am curaj să o zic de peste munți și voi. Despre Prăbăria Preistoriei o să mai citiți. Eu atâta mă mai rog să țin în minte doar Slodanu, ci din Prăbăria Preistoriei, singura prăbărie care nu trage o floare la vreme de criză. Astăzi lansăm și două cărți, document. Prima carte se conține din Prăbăria Preistoriei, este volumul 2 din Prăbăria Preistoriei. În ea am reunit vreo 29 de povești care de-a lungul timpului au văzut lumina din
probabil memoria cu istoricul, deci doar o mică parte, vreau să spun că a scris cartea cu un bord de 10,5, în doi este adresat în nobilor ca și mine, să chinuie să se citească, din motive de ordin financiar, cartea este susținută de domnul Costel Abraham, de la Roda Multiflora, apariția cărții. Și în această carte, cred că, deci cartea, chiar dacă este volumul 2, poate fi citită liniștit, pentru că sunt povești independente de volumul 1. Și cred că când voi ajunge la volumul 50, în momentul acela, mulți dintre noi nu mai fi. Nu mai pun sugăra. Da, nu s-am zis de-am al doilea volum pe care astăzi îl lansez, de obicei, e un volum atipic, în sensul că toate cărțile mele de document sunt forminoase. E atipic pentru că este foarte subțire, dar este o carte la care am mergit foarte, foarte mult. Lângă mine este Ali Cardano, multe lume poate mai îl cunosc, nu îl cunosc, dar și nu îl cunosc. Și acum vreau să recitesc misterul Adrian Catană. Eu am reușit să aduc, să găsesc multe documente, chestiuni din presă, dar despre Petroșan, despre Valea Jiului dinainte de 1918, dar era în limba maghiară. Și atunci, într-o... Am avut așa o frustrare că nu pot să recuperez și măcar o participă din acele timpuri. Până când într-o zi m-am întâlnit cu el, noi eram prieteni din 22 decembrie 1989, chiar în acea zi am prietenit. Și îi spun, după mulți ani după ce am dat documentele, îi spun, nu zice, aș vrea să fac, dar nu știu. Și zice, mă, dar zice, de ești maghiar. Îi spun, bun, te dedicheam în Catană și ești maghiar, da, mama, îmi vreau să o din asta că s-a scris în lele trecute, să zic așa, dar sunt bună oriună. M-a învățat maghiară. Și din această colaborare română-maghiară, să spunem așa, s-a născut o carte, Valea Jiului Mica America, primul volum din acest ciclu, Marea Expoziție și Congresul Mier din septembrie 1903. Cartea a fost scris în Consiliul Orașului Primăriei Petroșan. Și a fost foarte greu pentru că foarte multe limba datorită de care ați văzut pe ea de să povestească despre eu știu, da, contextul unei limbi maghiare de sfârșit de secol, început de secol. Lucru frumos este că am reușit să găsesc fotografii chiar din timpul congresului, marii expoziții din 1903. Și fotografiile cu textul va da imaginea unui oraș cosmopolit, Petroșan, nu era oraș, pentru că erau localități cosmopolite, care în două zile a reușit să stingă toată crema Imperiului Austro-Ungar, cu specialiști la Petroșan. Nu poate că se poate, puteți rămâne exemplele bune în Petroșan. Cum l-aș provoca pe Petre Romeu Adi Catană să spun cum se traduce maghiară, Valea Jiului Mica America, marea expoziție. Nu e nimic așa, dar poate că nici nu. Mă bucur că vă numește pe Dinu Maria Bobo și talentul lui de a cu harmonic inactive pe mine m-a ajutat să descoperă lume fascinantă cea de acum un secol, secol și ceva. Care vor istoria orașului nostru a avut o evoluție spectaculoasă, dar de la nimic, când decurs de câteva decenii, s-a ajuns la o comunitate industrială foarte prosperă la cea vreme. Am putea multe nu. Așa l-a spus, cred că sunt de la variată să dată până la variată. Dacă sunt maghiar. Dacă sunt unul maghiar, poate ce nu-i indica amestea. Titul cărții. Pentru că mergea. Te provoc. Ierbă de aici America. Aici America. Lansările de cărți de revistă am gândat. Trecem la, zic eu, un moment care de mult s-a mai întâmplat în Petroșan, acela al unui recital de poezie, dar făcut susținut chiar de poeții din afara lui și din poeții lui Arean.
Pentru acest recital poetic pe care l-am numit Poeți au fost, poeți sunt încă, am apelat la domnul Florinaru, lângă mine, la Florinaru, care are venit cu 20 de ani în Petroșani, în Valea Jiu, la Răzvantea, din Alba Iulia, la domnul Todeasă, tot din Alba Iulia, Daniel Daian, tot de la Alba Iulia, un tânăr poet, o să vedeți. Eu nu vreau să... Subinea că în sală mai există un membru al filialei Alba Unitoare. Da, ești prezentativ. Ioan Dambălan, care este membru, e de al filialul dumneavoastră și membru la Alba Iulia filial. Ca să înțelegeți... Să-l aplaudăm dacă să vedeți. Domnul Mata este președintele filialei Alba Unitoare a Uniunii Scriitorii, de aceea, să zic așa, îi pune în evidență colegii. Se continuă numărarea poeții. Este în sală Ion Lascu, care este momolan de-a nostru în Petroșan. Ionela Diaconu, Ion Hirghidruj, din Petroșan, Ioan Dambălan, dar l-am aplaudat odată, nu mai aplaudat. Vela, și dacă mai este București, domnul Valeriu Buturescu, care este chiar președintele Comisiei de Cultură, la care a ținut ca să fim operativ, eu propun să începem acest recitat. Dacă sunteți de acord, nu este decât o singură domnișoară, chiar cu domnișoara Ionela Diaconu, o poetă. Dar eu vreau să fac apreciez. Toți poetii sunt buni, pentru că nu neapărat pentru că sunt prieteni lui Maria Bobo. Haideți rog aici! Vom citi o trilogie, eu sunt pe în proză, Țipătul Anciei. Urgnite, femeie neadamică, te coboară când nu sunt căpământ și de te ondulezi în alte coaste, nici corp nu sunt. De mult s-au prelins basme ce nu ne-au eroi, hârtice ne aruncă într-un rai absent. Trecut am amândoi aceste zări, mână-n mână, zdrobiți în cioburi de minuni. Idee tu, femeie, ce mi-ești mai moară dinapoi a tuturor ființe? Fosta îmbunăoară aripile aceluiași țipă, ce gura nu și-o află. Blestemați într-o sălășuire a unui singur trup, am rămas neputincioși și contopiri. Am umbrit cu bună știință petrece de cărni prizvâcninde și am pictat fețe hidoase. Văzduhul îmi cere duhul și de numam cu dăm pe-al tău. Nu-i așa că e tot una? Preschimbați pe unul rouă, gândind poeme pe coaja unui fruct oprit. Și șarpele ce ne împresoară nu suntem tot noi, și el și ea ce au să ne mănânce nu suntem noi doi. Femeie neadamică, se exprăvește zborul tău prin care a curs asupra în durere. Hai, gata, pleacă, te duc acum că sunt pământ și de mă vezi în tine, te numesc nebună, dincolo de timp. Ferenihie. Femeie nebună, închideți cortul într-o colivie de pescar, dă-i drumul pe râs să curgă în mare și oferă nenumărate posibilități de evadare în mine. Îți dau șansa de a te pierde într-o clipă anodină. Hai să jucăm iubito, pază cu resturile tale, ce nasc povești întunecate de palme nepotolite. Invităm pe toți iubiții tăi, ne articulăm în sărutul, ne atingem în gene, ca eschimoși și adormiți de plictiseala zăpezii și, ai să-mi lași ca întotdeauna, bonul de consumație, ideea că ne știm totuși de undeva. Sunt atât de regi sânii tăi trasați cu cărbune pe faianța de deasupra mesei de lucru și atât de albi ochii tăi din fotografia aceea cretină în care m-ai forțat să zâmbesc. Acum recunoaște poetul că scrii poeme false cu degetele mele. Zic cu voce tare că minți cu mine cam tot ce mi-a rămas de mințit. Hai coboară, scările în grabă, să ne întâlnim la morgă sau în fața casei. E același lucru și parcă mie tot una. Trebuie să-mi amintesc să-ți rostesc numele la fiecare cântat de cocoș. Și tot alături spre prezent, ajung și eu acasă dezbrăcat de tine și de tot ce-ți aparține. Pluralurile adevărului meu te-au orbit, te-au surzit, te-au înviat ele cumva. Ești în brațele mele acum, iubito, și respirația noastră apasă crengile.
Nu te îndepărta de mine nici o clipă și dacă o faci, nu-mi lăsa amprente și nici cuvinte goale de noi doi. Domnule, luați-vă moarta de aici, cimitirul e închis pe timp de sărbători și în plus nu mai e niciun loc liber. Femeie nebună, închide-ți corpul într-o colivie de pescari, dă drumul pe ruse curgă în mare și anulează orice posibilitate de întemnițare în mine. Și iată e ultima, minus nihilo, dincolo de timp, din insuficiență, trăindu-te în afară. Femeie noapte cu trupul crăpat de indiferența stelelor, ce vise îndrăznești să ai când nu eu te cuprind în brațe, căci în lipsă de tine, ideea mi-a înspăimânt. Apropie-ți gura astupată de taina înșelării și sărută mâna fructieră, acum că nu e liniște, acum cât mai suntem minciuni în proprii ochi. Greșitoare, nu sunt bărbat în noapte și nu știu să cumpăr vise suveniruri din călătorii uitate. Nu te țintuiesc la orizontală, ci doar te port cu mine găduindu-ți răsuflu. Și de fapt, dacă tot ești o poveste în care eu trebuie să fac pe îndrăgostitul, măcar fi atât de rezonabilă și te sfârșești odată în acceptare, pășind la oaltă printre cenușii cicatrizate de lacrimi, și deși sunt uscași și înfrânt războiul crunt al ploii, nu te mai poate adăuga. Știu, nu te mai zăresc în capăt de timp, nu-ți mai ating fața subtă, tot așa cum ție ți-e frică de trupurile noastre îmbrăcate în ape în loc de haine. Și destăinuie-mi acum, precum zilele cetărându-se dinspre tine, toată cu ele și genunchii mei, care dintre noi doi nu mai încăput în celălalt femeie noapte? Ion Chiriduș, din celebra mișcare genocistă, a fost redat de deputatul din Maipare, deci este un om cu multe experiențe literare și un poet, o să vedeți cum. E genocist, bineînțeles. Milasov, se cheamă, da. Se cheamă festival de autor. Dar când o să poate dumneavoastră? Da. Nu, alegeți. A, nu. Am înțeles. Nu este de un microfon. Nu, dar eu mă simt incomod. Dar vreau să citesc. Am să citesc pe un poet din cele trei volume ale mele de poezie. Din volumul prin inima sentimentului. Poetul este cenușe a semnelor. Peste farburi se lasă lumina, înălțată din lume, trandafir înghimpând mâine și țărâna, ca steaua ce luminează neîndurată fluviul sângelui, îngere, tu, strălucitor de nădejde, coborând din popor și făcându-ți dovadă, simțirea promotitoare și casa ale periferestre dau spre însingurări, ascultă acest foșnet al umbrei, ca apa peste fire alunecă atunci când zbomotul morții intră în munți, înălțimile focului ca orele sunt sărbători de cuvinte, peste vuietul mării linge, viața aceasta de fluture, unde trandafirii simt că poetul nu este decât cenușe a semnelor. Din volumul Femeia lui Dumnezeu, am să vă citesc poemul Patologie poetică. Sunt bondat de această poezie, la grotavele ei inaccesibile, este un râu și aproape. Sunt bondat de această denevire a lumii, care moare gândind, încurând ploile, până împărții, altele revărsări din scrieri apocrife. Mi s-a desfigurat inima, mi s-a desfigurat gândul când ai plecat. E ziua ta liberă, e ziua în care poți un liber lăsat. Și din volumul ceremoniului vesilice, să vedem ce, că nu știu. Cohorte de funici și cohorte de zei. Suntem acum făpturi ca niciodată. Cohorte de furnici și cohorte de zei. În forțul acesta de lume, mai avem puțin și începem jocul florilor de hârtie despre ea.
Olarul a pus în templul Lutului neodihna celui însetat, o catedrală luminoasă a muncii. În sentimentele de cenușe se aud lumile cum bat, se aud frumoasele răsări. Există o psihoză în cultura română și cred că în toată cultura occidentală vis-a-vis de ziua de marți. Eu am găsit explicațiile acestei psihoze. Una este de ordin științific, dar nu pot să vă prezint acum pentru că Maria mă rog la avertizat la telefon. Bă, fii atent, reînvii la toamna Bobocului, dar să nu vii cu excursuri filozofice. Ori știință, ori filozofie. Spre norocul lui și spre ghineul dumneavoastră, am găsit și o explicație poetică, pe care o să o prezint vis-a-vis de psihoza de marți. Marți, mi-am plimbat degetele de ceară pe crucea fierbinte din turul bisericii. Auzeam vocea sângelui sfârind în pielea oricărui răstignit, pe cruce sau pe viață. Marți se topeau toate în cugetul meu, cugetul meu se topea marți și striga ultima lui picătură. Dragă poete, dacă nu ești cuvintele, iată, marți seamănă foarte bine cu morți. De aceea se topeau toate în ziua aceea, mi-am zis, nu o mai las mușcat de cuvinte. Al doilea poem. A venit Duhul încometat la mine și mi-a zis, eu te văd, de ce nu mă vezi? Apără-te! Lupul era moartea, scobindu-se între colți, după rămășițe de versuri. Și ultimul poem. Am apucat cu ghearele poetul, l-am constrâns să scrie un epitaf și l-am aruncat afară din mine. Fugi, fugi, am spus, păcătosule, 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 am spus, fugi. El s-a urcat pe crucea tatălui meu și mi-a arătat degetul mijlociu strigând, țeapă. Doamnă între noi, mă scoate uneori la soare răsăritul, din când în când apusul mă scoate la lună. Avem puteri de împletite noaptea și ziua, sufletele ne sunt în echilibru de alb și negru. Eu, tu, legăm umerii prin degete îndulcite, toamna apăsăm fructele cu podurile padelor, răcoros mă apeși cu roadele tale coapte. Te bucură săruturile pe degetul gros, pe degetul mare. Te încântă mânghiere. Fiecare inelar și fiecare arătător rostogolesc între noi urmă colorată. Dar, Doamne, ne apropiem dulce. Avem timp să urmărim cu ochii, cu buzele, cum steaua fiecăruia face semnul crucii. Peste orice nedumerire părăsită între frunze. Răsuflarea noastră devine cuvânt, Doamne, Doamne. În brațele crucii tale mă lasă rotund, împletit cu vacarmul și liniștea seminței. Înțelegi de ce poștim cu atâta sănătate?
Trebuie. Trebuie să fiu aici, trebuie să fiu acolo, să cânt pe două voci în locuri diferite, în același timp să se audă solo. Roditor spre mine să-mi străpun oglinda. Doamne, mă adun în tine să mă ascund. Mă găsești cât să mă pierd în clipă, din suprafață, apasă-mă la fund. Să sar din moarte în viață, trebuie să-mi furi saltul și aterizarea. Din stânga luna și din dreapta soarele, adună în micuri oceanul cu mare. De sus, de jos, cad buzderii de stele, întins, îngust e cerul, e lat și adânc. Timpul călăiește prin sine de amploase, ca să ridice poeții muze la oblâng. Doar în pahare s-ar dădea prin fiul menit să schimbiască pentru nevoie echipul. Orice poet pierdut e ca în matriarcă de născut. Muntele vulcanic își caută prin haos nisipul. Poetul trebuie să fie peste tot și în toate. Beat e mai este să cred, ori blestem, dimensiunea de a mă împinge din față spre spate. Doamne, refuz să te chem și mă tem. Și din o apariție recentă, a treilea poem, așa am fost director, cred, asta e indicația, nu de la director. În volumul nu, un poem nu. Acest poem nu este ca de parte din scripturile Legion, Strangul Planton la Canton, unde acest un poem contrarizat, Marea Mugor, de 10 ani. Trăiesc în puterea și dreptul cele de-al cincilea bun cardinal. Nu e tocmire să mă sperie. Zbor cu câte aripi sunt sub hotărâre înaltă. Zmeu pe funia gândului putesc. Trec anotimpul la clipă, la pas, la speranță, păstrez capătul funiei de la capra podului, prin care aflu cele ale vieții ori morții. De sus privesc luminații pierduți în mulțime. La săpale, de cum proștii devenit oameni politici. Trecuții din barca subordonaților pe pluta slugilor. Cei care bat cu limba de lemn tobe sparte. Cei care mărșăvesc în cântec de boană turdită. Cei ca noi, minii, consângene. Avem încredere, sânge bun ca lipitorile. Morala e moneda vie de schimb pe demnitate. Apa de obiem are gustul aurului din conturi conspirative. Hrana miroase arestul din Europa îmbuibată. Haina de-o purtăm e de pe cadavrul partidului second hand. Gândul poporului are sănătatea rușinii de neam lihnit. Sufletul e pus în joc de table cu zarul năsluite. Credința e însemănată sub șenile ruginite în Siberii. Dragostea rătăcește sprâncind între mare, Dunăre, Tisa, Mistru. Viața e lăsată la marginea timpului cum frumusețea, cum sensul indică prăpastea vremurilor bineștiute. Nu suntem în stare să viețuim într-o patrie. Să tui de timpul la capătul răbdării, alergăm noaptea din zori falsificați pe meteori, fără conștiințe scăpăm de amintirile proase, adică alegem avere de carton între priviri spre a fi praf de piper pentru nările credurilor. Nu, nu-mi spune iubitor, în stupul din care vezi astăzi, că albina lucrătoare către al șaselea pom cardinal, urmele vor fi lacrimi de mir și sudoare de polen celest, când se ne pudreze aripile cu mântuire, nu cu iertare, geonule, nu! Doamna Sfântă, voi citi într-o antologie care se numește de transparență, trei poeme. Am înțeles că acestea sunt indicații. Ce poeme sunt? Nu este mai curtă decât de domnului Andrei. Primul poem este ironic. Se referă la viața noastră de toate zilele în această tranziție care spunea că se va sfârși odată și se numește chiar tranziție. Am în stânga o pâine și în dreapta o carte. Pâinea costă 1 de 1, cartea costă 20 de lei. Pâinea mă ține o zi, cartea mă ține o viață. Cartea e de 20 de ori mai scumpă decât pâinea, îmi spune jegosul contabil, angajatul meu personal. La el masă, zice francezii. În cazul în care o citesc, în 20 de zile, cartea își merită banii. Este răspunsul mecanic la orice contabilitate cu funcție în timp de
o viață tranziție de funcție. Pâinea bună trece după ce o mănânci, cartea bună rămâne după ce o citești. Bine ar fi să încep o tranziție, să mănânc o pâine și să scriu un poem. Și acum un poem scurt, domnule Bobok, pot să scriu dedic ad hoc. Idilă. Între mine și moarte este o pasăre. Între mine și viață este un tufăr. Între mine și Dumnezeu nu este nimic. Nimic nu ne desparte așa. Și în sfârșit un poem grav, ardere de tot. Te caut, Doamne, cu flăcări în ochi, te caut cu brațele ridicate, te caut cu viforul morții în inimă, te caut în turnul străvechi al lui Rilke, te caut în culturul serii ceva să nu doarmă, te caut sufocat între patru pereți, te caut în pădurile nordului fraged, în pupa mistică a Sfântului Graal, te caut scârciat pe străzi mocerloase, amare, te caut în ploaia potocului, te caut după ce cade în ispită, te caut înainte de a cădea în ispită, amarnic te caut în burta veznoasa nopții, amarnic te caut în miezul acestei dureri singure, amarnic te caut pe pechiciul acestei boli, din care nu mai scap ca dintr-o celulă, o celulă închisă în mine, în care închise în sus și din rușine. Nu te caut, Doamne, unde ajuns. Sunt numai plânset zatarnic în vânt, nu sunt lumina din mijlocul lacrimii, nu sunt nici cugete de bronz care vibrează la numele tău ca un clopot. Nu sunt râvne au slava acuite în nimburi, nu sunt tăcerea ce se preschimbă în cuvântul început, nu sunt ispita ce se preface în virtute, nu sunt durerea ce se revarsă în aurul ființei adevărate, în forul spre inimii ce încă nu l-am. Vă mulțumesc! Poezia este o întâmplare fericită oriunde s-ar conduce, fie pe stradă, fie aici în sala aceasta de festivități, fie în bucătăria domnului Valeriu, care a așteptat poezia pentru că el a fost poezia se așteaptă și este mersul zeiței. Este mersul zeiței. Acțiunea se vine mai lejer și mai bine chiar. Lasă-mi să iau loc și să vă citesc trei poezii din unica mea. Da, se poate numi așa, deși e mai degrabă o broșură sau o și plachetă. Dar ne place să spunem carte. Cămătărie. Am un râs sănătos. Mi s-a permis chiar să împrumut zâmbete. Au și venit câțiva. I-am ajutat să-și monteze zâmbetele pe colțul gurii. Au plecat fericiți, lăsându-mi garanție câte o lacrimă. Dar ne-am spus să le aduc repede înapoi, că mâine e sfârșit de săptămână și multe lume vrea să zâmbească. Vis Mahmur. Toamna ne umpluse odaia cu zori. O bute de vin am golit-o în răsim și am plecat după iarnă prin nori. Mereu ne-e dor de un alt amatim. La fabrică, un cal și trei dulări. Am pornit în sus pe drumul greu. Îngerii, ei buni sau răi, sunt consopiștii lui Dumnezeu. N-a venit iarna acum, ne-au spus răstit. Abia găsirăm ceasa asta sub deasă. Ați băut prea mult sau v-ați stignit. Duceți-vă dracului acasă. Al în jos trăgea pe îndelete. Îl plesneam din când în când cu biciu. Rău ne doare capul, ne e sete. Și la șapte cepeli iar serviciu. Inexistentul de mine. Sunt șeful unui birou în care se mai află o masă, un scaun și câteva creioane. Verificasem prezența de dimineață. Era și masa, și scaunul. Erau și creioanele, ascuțite parcă de voievodul Vlad. Numai eu nu eram. Plecasem undeva, fără să-mi spun unde. Și probabil iar mă voi întoarce până la prânz. Nici când m-a căutat director, n-am știut să-i spun unde sunt. Așa că a trebuit să-mi pun o absență nemotivată. Intenționez chiar să-mi rețin 10% din retribuție, bani pe care voi bea vineri în târg pentru învățare de minte. Sistematizare. S-a furat un munte.
Era aici seara. Locul a seara și a spus secara. L-a spunat cu păduri și ciobani. N-au mai rămas decât trei bolovani. Bandiți, stâlhari, bolfași, mișei. Vă bate joc de munții mei? Sigur l-a scărat în Valea Mută, să-l vindeți pe valută. La noapte îl găsim înapoi, cu cetină, mesteceni și oi, vulturi și zăpadă pe frunte. Ce nerușinare! Mi-a scurat un munte. Și o ultimă poezie, mi-e dor de sat. În camere industriale ardă aldehide și uleiuri și peștii dau petrol, îngrămădiți sub cheiuri în lacuri de memorie. Din armăsar de fier răzbate sărutul sec al rozilor dințate. Noroc, acela soare fără lume răsare și apune ea în vârf de bloc. Mi-e dor de sat, mi-e dor de țară, de ce-am lăsat, mi-e dor de câmpul presărat cu oi, de rapsodia nopților de vară. Mi-e dor de un cap cu voi, de praf, noroi, de câini și gropi, de izul proaspăt de cartofi. De ce-am lăsat și acum mă cheamă? Mi-e dor de sat, mi-e dor de tine, mamă. O să citesc eu ca țării. Ultimul poem, să facem de ultimul, cel mai recent, un fragment din el, Vindic, într-un oraș de Măriun. Dacă nu aș fi citit alegeri în fel, probabil că zilele ar fi trecut și rușit pe lângă mine, mai mult ca sigur că aș fi îngurit în aceeași coloace a prezenței sociale, dar într-un oraș de carbon, îngurit poate că și în urme, de aceea când îmi doresc vouă, am mai rămas atât de puțin încât ne ajung degetele de la mâna unui copil să ne numără. Nu are sens să te dăm, dar nu știm exact câți am fost și câți vom pleca. Nu știm câte țigări au fumat, încă lăs de acolo au turnat în noi, femeile pe care le-am numit sunt puține, de aceea ei sunt strictă de țară. Nu știm cât a stat în picioare, dacă apuneau la valice, nici cât timp am pierdut să ne convingem că poezia este în tot. Până într-o zi când ne-am plictisit de toate. Astăzi, poate doar darmații mai scrie poezie socială, dar și ei, în mare taină, cu fereala așteptând mâna tremurândă din cele mai solide locuri cuvinte protestatare. Pe vremuri, poeții scriau cu creta albă, direct de cărbune, astfel din picoșuri de casă, din colonii, la ore pline de serenitate, se predau printre nori cu lașicivitate poemele lor. Femeile noastre din vremelugia poemei purtau toate însemnele poeziei, de aici și interminabile lupte între popoși. Văzând că și poeții sunt urmăriți, de la o vreme vorbim doar în cifre. Și nu doar atât. Mâncăm cifre, refirăm cifre, ne iubim în cifre, ne certăm și ne împăcăm tot în cifre, până și nașterea și moartea au devenit o chestiune de cifre. În orașul nostru, primarul a inaugurat ieri un pierodrom. Desigur, nu doar pentru poeți. De ieri, în oraș, e o liniște adâncă și neagră ca o mine. De ieri, oamenii nu-și mai profesc decât prin seară. Mulțumesc! Bravo. În loc de poeți, de cele poeți, iau și niște cărți. Nu. Domnule, îmi face tot plăcere să prefacez micro-recitalul pe care le susțin cu câteva versuri al unui mare poet modern, dar modernitatea din secolul I înainte de Hristos din Roma. Spun modernitatea aceea pentru că știți foarte bine că nu a existat mai multe modernități. Nu există. Ori e tamă, vare-i facea, portase recrimis. Nescio, se ceri sentio, et excrucior. Gaius Valerius Catulus, se numește poetul și spune așa. O dietamă, urăsc și iubesc. Vare in facea, de ce aș face acest lucru? Fortase requiris, te întreb probabil. Nescio, nu știu. Se ceri sentio, dar simt că se întâmplă asta, et excrucior. Și mă sfârșim. În aceste versuri ale lui Catulus există adeziunea, armonia și conflictul, două dimensiuni care se recunosc în poezia modernă.
Vă citesc două sau trei poeme scurte. Sau un vădă. Azi m-am văzut inima. Bătea de tare departe. Parcă nu era inima mea. Alături de un aparat sofisticat, doctorița cu ochii albaștri m-a lăsat să ascult o clipă ritmurile ei. Am auzit marșul voaie și un suier. Se zbătea timpul în fluvii imagini. Chiar așa ar fi, a spus doctorița, dacă ne-am aflat în mijlocul ei. De s-ar întoarce fiecare în inima lui, ar vedea subteranele de unde vine nimicitorul. Să mai citesc unul? Da. Ia unul pe palul, se îmbată crunt și înjură, consumă timpul din ea. Ea e prietena vremii de după amiază. 40 a făcut și nimicirile se uită lacome. În lăuntru drumurile se înfundă. Pute vremea în mine, mă! Boașe muflate, sudui rău masculii lăieți, încă îi dau târcoale. Am trecut măsura, am trecut toate măsurile, știe că se lăcește partea întunecată. Ora, copila asta ambiguă, umblă cu brice în memoria mea. În cele din urmă o să fie numai timp în mine, o să fie urât. Și veți auzi cum se prăbușește lăuntru peste lăuntru și afară peste afară, mălăiecilor. Odată i-a scris poezii. Să mai citesc unul. Cine trăiește acum, seamănă cu tine, uriașa mea aleante, contemplativii plecând au rămas să ne privească gropile. Stai, nu pleca. Dragostea murind face azi ultima mărturisire. Că nu ia, că nu ia, că în niciun caz nu ia. Cine trăiește acum, seamănă cu tine, uriașa mea aleante, la o terasă în plină amiază, lumina ta e gâtul domnișoarei de alături. Domnul de la masa vecină e foarte preocupat să-și taie venele. Vine un suflu rece, semn că oaspetele de toți așteptat e pe aproape, dar toți sunt foarte preocupați. Mi-amintesc de prietenul meu mort nu de mult. Simțea cât de aproape oaspetele și înjura cumplit, mi-ar trebui un pumnal pentru această normalitate. Vă mulțumesc frumos! Păi ce mai important este de viață la urmă? Să credem dreptul partide e mai dețeat. Eu sunt reprezentantul filialei Alba Bogdan al scriitorilor aici în invitația domnului Costel Avram și al lui Marian Bogdan. Au fost de vreo 5 ori în Petroșan până acum prieteni, dintre care cei mai cunoscuți sunt Mihai Bagu, Ion Bagu și onorabil Mihai Bogdan și mai nou domnul Costel Avram și sper să vă mulțumesc prieteni. Din filiala Bogdan sunt patru poeți, este vorba de Ioan Dantălan, de Darin Dean, Eugen Todeasă și cel care vă vorbește. Cei doi poeți fac parte din generații diferite. Daniel Dean, cel cu plete și cu succes la femei, este un poet foarte talentat, foarte, foarte talentat. El face parte din cea mai recentă generație de poeți cunoscută în istoria literaturii din române contemporane, de generația 2000. Generația 2000 se definește printr-un limbaj poetic minimalist. Minimalismul face rabatic în această generație, conducând unui poet la apoeticitate. Daniel Dean, chiar dacă face parte din această generație, merge împotriva curentului. Versurile sale nu sunt nici pe departe minimaliste, pentru că concentrarea limbajului său poetic se recunosc pe alocul dictee suprarealiste, dar se recunosc și oboseli și parodii postmoderne. Imaginea lui este spectaculoasă. El trăiește voluptatea imaginii, trăiește chiar voluptatea elaborării poemului. Dacă citiți poemele sale, trăiți bucurie estetice de maximă intensitate, pentru că el nu lasă zeroul semantic să se strecoare în vers. Celălalt poet
este aproape obsesiv, sau chiar obsesiv, este la antipsaful, la antipodul limbajului poetic al lui Daniel Tăian, versurile lui sunt atice, adică sunt foarte sobre, foarte precise, imaginele sale poetice sunt paupere, dar încărcate de sensuri parabolice. El vorbește ca și două miști limba cotidianității, dar strecoară în cotidianitate subtexte, sensuri profunde și ironie. De-a minte, volumul lui se numește Surâsurile Realului, surâsuri ironice și parodice ale realului, binevoitoare pentru spiritul poetic. Iar titlul volumului lui Daniel este suprarealist. Jumătatea Dumnezeului femeie. Vă las să-i descoperiți. Mulțumesc mult! Ne incendiam viețile, printre rândurile scăpate sub control, ca niște războaie cu venele abandonate, creșteam fruturi cu mâinile goale și ne urlam nebunește în depărtările printre dinți, ca și cum cineva, mai presus decât moarte, ne-ar fi inventat la nesfârșit o sfântire. Nu cred în stăpânirile mărturisite ca niște bătrâneți degeaba. La ora ceaiului nici măcar pe mine nu mă mai arătânca. Eram doar fiul tatălui meu, cel care a ciupit în lemn chipul mamei până la iluzie, nimic mai mult. Eu sunt cel care este, cel care se lasă amintit din când în când de o moarte nebună, ilegală, așa mă alint în nopțile confesionalelor limbare, dar așa mă alint de fiecare dată când aleg soluția de unul singur, pentru că eu așa văd omul care nu-și mai poate stăpâni mătrânile, care nu mai poate convinge prin tandrețe niciun cuvânt de femeie. Și mai văd căldura din minima aparență unui semn de viață. Mă văd născându-mă în fiecare zi din miezul mamei mele ca un ceva pe care ea nu a fost în stare să-l definească niciodată. Iar dacă vreodată ai să mă iubești în fugă, îți promit solemn că-ți voi rămâne fuga ta cea mai de preț. Dacă mă uit bine, literele acestea se mișcă ca niște șoareci, care duc pe spinările lor semnele negre. Plămânzi, șoarecii caută fărimiturile rămase de aseară. Într-un colț, la gât cu mărgele, îl văd pe omul cum se împate a moarte. Și dau pace, pentru că acela e cititorul din stele. Haide, facerea omului a fost o chestie de cumpără. De stat de gânduri, de da sau da, de doi în unul. Greu a fost să se introducă sufletul omului în trupul lui de lucru, chestie de altă tehnologie. Și pe numă, cât comormanul de pământ strălucește o scăfârlie, transpirată puțin. Gruparul găsește soarele, hibernând ca o viețule pe fundul gropii. Îl văd cum în penumbră, rotindu-și ochii împrejur, la rece, își ascunde sticla pe lui. Părinea s-a întrebat de ce să atingeți aici. Și acum avem răspuns. Ba, citi de pe laptop. O să încerc să fac un laptop. Am să vă citesc două lucruri. Pentru o reuniune de poezie va fi o parte mică de proză. Spune că ați avea o rubrică de amintiri literare și fără nicio legătură cu doamna Bobocului, acum o lună de zile am scris un articol pe care puteam să vi-l citesc. Este foarte scurt, pentru că noi suntem reduși la un număr infim de semne, 1600 de semne. E o amintire ciudată, veți vedea cum aș spune Maria Bobocului. Eu așa o țin mintea, așa o vând, el o ține mintea. Era în iarna lui 91, după ce Piața Universității pusese spulberat. Așteptam la editură sfârșitul programului, când ușa s-a deschis, am dat în nas, nas în nas, cu doi ortaci. Am îndemnit. Nu erau însă niște matahale, dimpotrivă, iar unul dintre ei avea niște ochelari mari, cât roata capului pe nas. S-au recomandat Petre Braiț și Marian Bobuc. Veniseră din Italia și lui cu un mesaj de pace. La mine? Da. Ci că să fac parte dintr-un juriu literar. M-am frecat la urmă. Au mai invitat și alți scriitori tine. Nu zău. Da. Unde? La Petroșani. Lumiți. Ce scriitor m-am invitat?
Păi, Petros Corasangian, Vasile Gogea și Liviu Antonescu. M-am ciupit. Așa ceva nu era în putință. Ba da. Păi nu ne omoară lumea în vale? Nu. Au urmat argumentele. Veți fi plătiți, drumul, masa și casa sunt asigurate. Doar să ne urcăm în tren și să venim să jurizăm. Dar manuscrise sunt? Sunt. Rămas singur, l-am sunat pe Petros Corasangian. Era răvășit și suspicios. Armenul Plicinos era convins că e o provocare, din care nu vom ieși vii. Da, dar am plecat și nu ne-a gonit nimeni. Gazele ne-au dus în secret în vârful muntelui, la căldurică, păuturică, muncă și vreo 40 de manuscrise pe care am trudit toată noaptea. Am măsurat și am cântărit. Am dat greu rezultatele și am căzut răpuși spre dimineață. Apoi s-au deschis plicurile. Premiul întâi i-a revenit unui ieșan necunoscut pe atunci, Dan Lungu. Iar premiul trei, ce să vezi? Ochelaristului de Marian Bogu. Ne-am mirat. Cum, n-ați spus și voi o bilă? Nu, a zis Marian, cu modestiul corioas. Din clipa aia am rămas prieten. Cât despre celălalt membru al comandoului, Petre, nu s-a lăsat nici el. Anul trecut a publicat un roman stran și fermecător, Ultimul miner din Momosini. Dar despre asta, altă dată. Cum e normal, și o poezie, una singură. Cântec, de fapt, e poezia care, cu care mi-am deschis destinul literar în primul volum din 1981. Cântec de trecut stradă. Orice pălărie se transformă în cele mai moderne forme, trage o goană. Sobe calorifere, radiatoare, la expert gore, trage o goană. Încărcăm brichete cu gaze stilor de ochelari penițe, închide zăvoarele. Circulați pe partea opusă, pericol de accidente, coboară cu macarau. Foto superb, nunți, botezuri, morum, fumează ușoară țigară, lângă marșa ieri. Își fac cu toții semne cale de pe trotuarele cordiale purtați de vagul de semafoare ca niște medalii verzi. Ora închiderii e ceasul deschiderii și croitorie bărbați, modele elegante, sărută mâna a femeii balanzani. Când, iată, pe ulița noastră trece o gașcă cerească, spre ciuda lui circulat, spre groaza lui foto superb, brusc, retușat și invern. Nepăsărător la culoare, la semnele amicale de liber s-au ocupat și la restul lumii de fiare, haini, veini, spoi, chingiri, coada la topor, sticli goale, sticli murdare, cumpăr, calcă pe mijlocul drumului, gata să zboare. Cine le-a dat drumul la el? Aveți permisiunea? De unde? Să scoateți, mă, tot ce ați luat din epoca noastră contemporană. Dar numai plumb topit curge în capul gol al lui orice pălărie, și numai salve de aur bat pe umărul moare al lui sobe calorifere. Unde, unde ți vorbește rame oglinzi? La policiune, răspunde femei balonzaile. Dar orchestra de cioaie și halimale, cu tot cu bebele se duce și cu farfuze și drastică, pacea reintră în acțiune. Orice pădărie trece strada. Sobe calorifere traversează și el. Circulați pe partea opusă, îi salută cuțoiul sonor. Lângă stâlp, la semafor, încărcăm brichete cu gaze stilouri, își caută nevasta la coafor. Seara se lasă în orice inimă, în fiecare casă. Lumea pasă pe clanțele pieptului și visează, iar foto superb simte aierea de față o lucovală de gheață. Ce noapte frumoasă, rar mai țipă în ea, nedomirit, rame oglinzi. Unde femeie? Vorbește clar că nu văd. Unde? Iar femeii balanzaile îi răspunde. La poliție, nene Dumitrache. Cu sentiment. La poliție. Bravo! Am venit să vă spun iartă, Maria, că am încă un prieten de zonă în Petroșan, Petrică Brice. A fost, dar a plecat. Mihai Barba ne-a spus o parabolă la început, vreau să spun și o mică parabolă de Lina, o celebră parabolă. Un poet este întrebat, pentru ce scrii poetul?
Păi scriu pentru bani, dar cu banii ce faci? Păi nu cumpăr vin, dar cu vinul ce faci? Păi îl beau, îmi dă inspirație și voi scrie poezii. Cu asta vă spun și domnul, apropo, domnul Tulescu și noi vin la un pahar de vin. Vreau să spun că vin avem, dar nu știu dacă avem Târgușor. Dar nu mai vin. Dar un aspect orinar, apropo de Tenebrae, am vrut și așa mai departe. E un proiect al nostru din Petrila, pe care nu ne-am văzut pe aproape de orice. Eu și-am mâncat ce, pasole, coasei, multe, conlevate. Hai să vă obiți să vă faci lucrurile. Așa s-a încălcat de cititor și de spectator. Genericul acestui vorba unui spus antic comun. El nu este un poet comun, este un poet de excepție, un peisaj liberat în faza aceea. Să zic, care viața are patru anul timpul, nu? Se apropie de ea, e doar Pamă, Banda Bobosului. Da. Vreau să-l consolez la timpul